Betoniera a lovit trenul Regio 8202, iar în urma impactului locomotiva a deraiat, fiind afectată linia de contact. De asemenea, un stâlp de înaltă tensiune a fost rupt. Purtătorul de cuvânt de la CFR a precizat că circulația feroviară pe ambele fire este afectată între Fetești și Movila. Circulația pe ruta București-Constanța însă nu a fost afectată. Trenul transporta 60 de pasageri.